Bună ziua! Bine v-am găsit la știrile Observatorul. În următoarele 3 minute vă vom prezenta știrile zilei de astăzi, 25 ianuarie 2022. Consiliul Unirii din Soroca a organizat în seara zilei de 24 ianuarie un eveniment de excepție, prin care a fost evocată Mica Unire din 1859. Invitații au fost aleși pe Sprânceană Victor Buruiană, Anatol Rudei și Viorel Burlacu. Aceștia au bucurat publicul cu cântece de suflet și poezii, cum numai actorul Nicolae Jelescu le poate declama. Altfel, evenimentul a început cu o vecernie săvârșită de părintele Sorin Huluță, apoi cei prezenți au fost salutați de Olga Gergeleșu, președinta Consiliului Unirii din Soroca și Iurie Tănase, vicepreședintele raionului. Printre artiști și-au tot făcut loc și istoricii Vitalie Lipovanciuc, Angela și Mihai Ziamă, care au venit cu detalii mai puțin cunoscute despre Mica Unire, cum ar fi alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la Iași și București. Pe motiv că există restricții cauzate de pandemie, evenimentul a fost unul cu mai puțină lume decât de obicei, în schimb acesta poate fi vizionat pe site-ul observatorul.md. Societatea pe acțiuni Furnizarea Energiei Electrice Nord a depus recent o solicitare către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice în anul 2022. Or, aprobarea acestei solicitări ar însemna majorarea tarifului cu aproximativ 50%. Calculele prețurilor reglementate au fost efectuate în vederea acoperirii costurilor și cheltuielilor reale, în conformitate cu metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal, anunță compania. Informația ne-a fost confirmată de Octavian Blaj, șeful secției Economie și Prognoză. Majorarea propusă este de 46, 48 și 50%, motivul fiind prețul de achiziție a energiei electrice. Cunoașteți și singuri care este situația pe piața mondială. Asta în principiu a influențat majorarea. Dacă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va accepta, se va majora tariful în toate raionale din area de acoperire a companiei noastre, inclusiv și în raionul Soroca. O expoziție cu genericul Tătarii lituanieni în documentele de arhivă este vernisată de Arhiva Istorică de Stat a Lituaniei și este dedicată anului istoriei și culturii tătarilor lituanieni. Organizatorii ne invită să aruncăm o privire în trecut pentru a ne familiariza cu dezvoltarea culturii lituaniene multinaționale. Expoziția prezintă documente ce reflectă istoria tătarilor lituanieni începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea și până în zilele noastre. Tătarii lituanieni erau renumiți ca excelenți războinici. Au luptat în bătălia de la Algiris, Grunwald, sub steagurile lituaniene, mai târziu în regimentele de gardă din linia întâi din cadrul armatei Marelui Ducat al Lituaniei și a Republicii celor două națiuni până la dezmembrarea ei. Organizatorii expoziției în Republica Moldova sunt Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul de Istorie și Muzeul de Istorie și Etnografie Soroca. Conform informației furnizate de administrația Spitalului Raional din Soroca, la ziua de astăzi, în secțiile instituției medicale sunt internate cu COVID-19, 73 de persoane. 39 din bolnavii infectați sunt dependente de oxigen. Pe de altă parte, în secția anestezie și terapie intensivă a spitalului sunt internate 4 persoane, 2 dintre care respiră prin mască. Îmbucurător este faptul că cazuri grave cu COVID-19 la Spitalul Raional din Soroca nu se înregistrează. Atât pentru astăzi. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul observatorul.md. O zi plăcută în continuare!